Seara trecută, la sala polivalentă din municipiu, a avut loc Cupa Drobeta la lupte libere, unde micuții orașului nostru s-au luptat cu cei din Târgu Jiu. După ce și-au dat toată silința și și-au ascultat părinții și antrenorii, copiii au fost premiați cu medalii, dar nici Moș Nicolae nu i-a uitat și le-a adus mici cadouri constând în fructe și dulciuri. Micuții și-au ascultat părinții, dar nu în ultimul rând, persoanele care au fost lângă ei și care le-au îndrumat pașii în această carieră, iar aceștia nu au fost uitați nici anul acesta de Moș Nicolae, cel care dă startul sărbătorilor de iarnă. Lupta liberă este unul dintre cele trei stiluri de lupte desfășurate în competiții, iar cei mai mici copii din orașul nostru sunt încântați și își doresc ca aceste lupte să facă parte din viața lor. De 3 ani. Cum te-ai hotărât să participi la această competiție? Păi, cu ajutorul părinților. Părinții tăi te susțin? Da. Crezi că vei câștiga în seara aceasta un premiu? Sper că da. Frumos! În seara asta ce crezi că vei face la concurs? O să câștig. De când faci tu lupte libere? De 4 luni, aproape 5. Ce așteptări ai de la această seară? Păi aștept să câștig niște premii frumoase. Practici lupte libere? De 3 ani. Și cum crezi că va fi seara aceasta? Vei câștiga? Da. Îți dorești foarte mult să câștigi? Da. Pe viitor îți propui să continui tot cu lupte libere? Da. Practic acest sport de aproape 4 ani. Și cum crezi că va fi seara aceasta? Vei câștiga? Da. Pe viitor îți propui să continui tot cu lupte libere? Îți dorești să-ți faci o carieră din asta? Da, îmi doresc. De 2 ani. Cum crezi că va fi seara asta? Vei câștiga? Da. Și pe viitor îți propui să continui tot cu lupte libere? Da. Te pasionează? Da, de la 6 ani. Cu ajutorul cui ai început tu să practici acest sport? De la maestră. De 2 ani. Și îți dorești să continui pe viitor? O vezi ca pe o meserie? Da. Cine te-a îndrumat spre acest sport? Am văzut la mai mulți prieteni de-ai mei că practică acest sport și mi s-a părut interesant. De asta vară. Și îți dorești și pe viitor să continui tot așa? Ți se pare o meserie de viitor? Da. Cu ajutorul cui ai ajuns să faci acest sport? Cu ajutorul prietenei mele, Sara. Antrenorii sfătuiesc părinții să-și îndrume și să își sprijine copiii în a practica un sport, fie individual, fie de echipă, pentru a-și menține o stare bună de sănătate, dar și un fizic armonios. Se face o dată pe zi cu ei. Dacă copiii ar trec la un alt nivel mai mare, se muncește câte 4 ore pe zi. Sunt copii care trebuie, nu apare performanța din prima, mătând din palme, muncind. Sunt în ziua de astăzi mulți părinți care, când, dacă duc copiii la sport, se pare că duce undeva. Dar comunicarea între copii e altceva, comunică. Dacă nepoțelul meu este autist și a făcut foarte bine sportul și mai multe, învață. Tânăra antrenoare Elena Bogasieru este o persoană implicată care își susține echipa de juniori din municipiul nostru și este alături de ei la toate concursurile. Am organizat Cupa Drobeta, dar ca și competitor n-am avut decât echipa de la Motru. Fiind această situație pandemică, am fost oricum în jur de 60 de persoane și am luat medalii și am primit cadouri, că așa este frumos, de Moș Nicolae. Pentru copiii de la secția de luptă a venit Moș Nicolae din partea noastră și atunci ei sunt fericiți și totul este ok. Luptele sunt o disciplină sportivă în care doi adversari se înfruntă direct, folosindu-și forța fizică și tehnica pentru a câștiga puncte prin diverse metode de punctaj. La olimpiade, întrecerile se axează pe 2 stiluri, lupte libere și lupte greco-romane. Acest sport este organizat pe categorii, după greutatea luptătorilor.